nicio emoție din viața mea nu poate egala vijelia de sentimente care m-a încercat la primirea vestei terminării lui Ion. Sunt câteva dintre cuvintele scrise de Fanny Rebreanu, lui Liviu Rebreanu, atunci când romanul Ion a fost publicat. Ei bine, suntem astăzi în Casa Memorială Liviu și Fanny Rebreanu. Liviu Rebreanu i-a cumpărat acest apartament fiicei sale, care a locuit aici împreună cu soțul ei. Scriitorul obișnuia să vină să-și bea cafeaua împreună cu cei doi în acest loc. În vremea când Liviu Rebreanu a fost director la Teatrul Național, în primul mandat, în 1929, ginerele și-a dat demisia din armată, unde era ofițer, și s-a angajat secretarul lui Liviu Rebreanu la Teatrul Național. Când Liviu Rebreanu a devenit director la Radiodifuziunea Română, și ginerele și fiica s-au angajat acolo, Crainici Radio. Și practic, aproape în fiecare dimineață, Liviu Rebreanu venea cu automobilul personal la fiica și ginerele lui, serveau cafea împreună în acest apartament și apoi plecau împreună la serviciu, fiind practic colegi de serviciu. Suntem în Casa Memorială Liviu Rebreanu, Fanny Liviu Rebreanu, după cum este denumirea oficială. Așa au cerut cele două fiice ale scriitorilor, referindu-mă și la Casa Memorială Ion Milescu, care este alăturată. Liviu Rebreanu nu a locuit efectiv aici. El a achiziționat acest apartament în 1934 pentru fiica lui adoptivă, pentru puia Florica Vasilescu Rebreanu, pe numele ei întreg. După ce a murit Liviu Rebreanu pe 1 septembrie 1944, soția scriitorului s-a mutat în acest apartament cu fiica ei și au transferat din casa de la Valea Mare și din apartamentul din București tot ce au putut să recupereze și ce au considerat ele că este mai important din ceea ce aparținuse scriitorului de-a lungul vieții. Ce pot vedea vizitatorii atunci când ajung aici, încă de la intrare? Sunt, de exemplu, un vestibul, lucrări, după cum sunt în întreaga casă, lucrări semnate de nume importante din istoria artelor plastice de la noi. Avem o acuarelă inspirată de romanul Răscoala, semnată de Camil Resu, portreta lui Rebreanu din 1944, anul în care s-a declanșat faza terminală a bolii și anul în care a murit, portret semnat de către Traian Cornescu. Avem un portret în cărbunea lui Rebreanu semnat de George Lovendal, pictor român cu origini daneze. Avem acuarele semnate de Franci Shirato, acuarele inspirate de novelele lui Liviu Rebreanu. O lucrare care atrage interesul vizitatorilor este schița casei lui Ion Boldijar, Ion al Glanetașului, așa cum este cunoscut, țăranul care l-a inspirat pe Liviu Rebreanu să scrie romanul Ion. Schița a fost realizată chiar de scriitor. O lucrare care ne relevă una din pasiunile lui Liviu Rebreanu și talentele, spunem noi. El a fost un desenator talentat. În afară de schița casei lui Ion al Glanetașului, avem și alte lucrări în care model, să spunem, i-a fost fiica lui adoptivă, este înfățișată puia în diverse ipostaze. Și mai ales avem un autoportret pe care Liviu Rebreanu și l-a făcut în 1928, pe când se afla la Bergen, în Norvegia. Liviu Rebreanu era o fire religioasă, iar de acest lucru ne dăm seama din colecția sa impresionantă de icoane ce îmbracă pereții sufrageriei. Sunt icoane care au fost adunate de-a lungul timpului de către Liviu Rebreanu. Sunt icoane foarte vechi, de secolul XIX, început de secolul XX. Icoane toate sunt din Transilvania, din centre importante, recunoscute, celebre, am spune chiar, cum ar fi la Nicula, Săliște, Sibiel, Schei Brașovului și din alte zone. Mai avem un triptic de secol XIX, o reproducere după Madonele lui Rafael, care este la fel, ne semnalează puia că a fost icoana care a stat la căpătâiul patului de moarte al tatălui ei, Liviu Rebreanu, când acesta a murit pe 1 septembrie 1944 la Valea Mare. În bucătărie sunt expuse o colecție de vase tradiționale, dar și bricele în care scriitorul își prepara cafeaua. Nu există cameră, inclusiv spațiile administrative, să spunem, ale apartamentului, holul, bucătăria, în care să nu avem niște piese excepționale. În bucătărie avem o colecție de ceramică
pe care fiica a botezat-o, colecția Someșana, spunând ea că majoritatea vaselor sunt din zona Văii Someșului. După cum ați observat, avem și o colecție importantă de vase de alamă și mai ales o colecție de ibrice, numeroase ibrice, în care Liviu Rebreanu își prepara cafeaua. La fel ca Balzac, Liviu Rebreanu scria toată noaptea la romanele lui și la fel ca Balzac bea foarte multă cafea. Povestea Rebreanu într-un interviu că, citez, uneori beau și 2-3 litri de cafea doar ca să îmi creez starea optimă să mă pot așeza la birou să scriu. Liviu Rebreanu și-a iubit fiica și a decis ca pe lângă apartament să-i cumpere și câteva obiecte de mobilier din lemn de cea mai bună calitate, făcute nu oriunde, ci la Viena. Avem în sufragerie un set de mobilă de la casa de mobilă Secchi Reti din Târgu Mureș, care era furnizor al curții regale. Este un set de mobilă care include masa extensibilă, scaunele, bufetele, orologiul, candelabru cu brațe din lemn masiv, vitrina. Este un set de mobilă pe care Liviu Rebreanu l-a făcut cadou fiicei lui când aceasta s-a căsătorit în 1931 cu Radu Vasilescu. Este un model care spuneam că a fost comandat la casa de mobilă Secchi Reti din Târgu Mureș, dar execuția propriu-zisă s-a făcut la Viena, în stilul Altvin, Viena veche. Mai avem în living, iar poate și mai valoros, un set de mobilă în stil Biedermeier, stil apărut pe la 1848. Este un set de mobilă din lemn de trandafir cu masa cu blat de marmură și este un set de mobilă care a fost de data asta cadou de nuntă pe care Fanny Rebreanu l-a primit de la mitropolitul Târgoviștei, mitropolitul Nifon, care era unchiul ei pe linie maternă. Un obiect ce poate trece neobservat, dar totodată atunci când îl vezi, îți stârnește curiozitatea, este o mică bucată de lemn care ascunde o poveste tristă. Avem în vitrina din living și o bucățică de lemn care provine din spânzurătoarea cu care a fost executat fratele lui, Liviu Rebreanu, a cărui poveste o știm cu toții din romanul Pădurea spânzuraților. Este o bucățică de lemn pe care Liviu Rebreanu a recuperat-o mergând în locurile unde și-a petrecut ultimele zile din viață fratele lui. Făcând un pas în camera alăturată livingului, găsim biroul și ustensilele pe care scriitorul le-a folosit atunci când și-a așezat operele pe hârtie. Este un birou pe care soția și fiica scriitorului l-au recuperat de la Valea Mare, din Cula Țărănească, spuneam, pe care Liviu Rebreanu și-a achiziționase în 1930 acolo. Este un birou pe care avem diverse obiecte. Avem cărți de rugăciune, ediții Liliput, inclusiv o ediție cu coperți de fildeș și tranșa aurită și cu ferecătură. Avem, de exemplu, o călimară care a fost primul cadou dăruit de Fanny soțului ei și penele de gâscă cu peniță cu care Liviu Rebreanu scria la început în manuscris cu cerneală. Lângă birou avem mașina de scris al scriitorului, pe care și-a cumpărat-o mai târziu, un Remington, cele mai bune și performante în acea vreme. Pe acest birou avem și lampa favorită a lui Liviu Rebreanu, lampa pe care o purta cu el peste tot pe unde mergea și își o punea totdeauna în stânga pe birou să-l ajute la scris, pentru că, spuneam și mai devreme, Liviu Rebreanu scria mai ales noaptea. Aflat în administrarea Muzeului Național al Literaturii Române, apartamentul situat în cartierul Cotroceni din capitală păstrează intact aerul Bucureștiului de altădată. Unul dintre cele mai bune moduri prin care poți cunoaște personalitatea unui scriitor este prin descoperirea locurilor în care acesta și-a pus amprenta, iar Casa Memorială Liviu și Fanny Liviu Rebreanu nu numai că îți povestește prin obiectele expuse, pasiunile, trăirile și obiceiurile scriitorului și familiei sale, ci te invită într-o călătorie într-un timp în care valorile erau altele față de vremurile actuale.